Pe această scenă a sălii palatului se juca un act de o importanță nebănuită la acea vreme pentru destinele României. După o luptă de culise crâncenă, în luna iulie a anului 1965, Congresul al IX-lea al partidului consfințea numele succesorului din vârful piramidei comuniste. Noul secretar general al partidului era un personaj până atunci obscur, necunoscut. Era fostul șef al cadrelor partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Amintește ce spunea în secolul trecut Caragiale, de ce să ne avem și noi paliții noștri. Dar noi nu... Moartea lui Gheorghe Gheorghe Udej, în 19 martie 1965, lăsase România fără conducător în plin proces al destalinizării. În ultimii săi ani, Dej reușise să se distanțeze politic de hegemonia sovietică și evitase cu abilitate și încăpățânare presiunile Moscovei de amestec în politica și mai ales în dezvoltarea economică a țării. În ciuda independenței și suveranității câștigate până în 1965 și folosite mai târziu ca spațiu de manevră demagogică și fațadă pentru construirea unui inegalabil cult al personalității de succesorul său, Dej nu a reușit destalinizarea Partidului Comunist Român. Chiar înaintea morții sale, în culise, se declanșase lupta pentru preluarea puterii. Într-o cursă de o duritate nebănuită se aflau mai mari zilei. Alexandru Drăghici, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol și alte nume răsunătoare ale ierarhiei comuniste a vremii. Ca de obicei, era o luptă crâncenă, fără scrupule, dar ascunsă marelui public. Imaginea partidului nu trebuia să fie alterată în ochii clasei muncitoare. Se repeta, de fapt, ritualul succesiunii comuniste, un scenariu care s-a aplicat aproape identic în tot lagărul comunist mai bine de 45 de ani. Numele viitorului conducător politic al României nu era numai o problemă internă a Partidului Comunist Român. Decizia finală a fost transmisă de la Kremlin. Binecuvântarea Moscovei a fost preluată de Chivu Stoica în 1965, de aici, din această clădire, care la vremea respectivă adăpostea ambasada Uniunii Sovietice la București. Se poate spune că, într-un fel, de aici a pornit ascensiunea viitorului dictator al României. Moscova îl acceptase pe Ceaușescu ca succesor la conducerea Partidului Comunist din rațiuni politice încă greu de explicat, dar și ca urmare a jocului abil pe care acesta știuse să-l joace în țară între momentul desemnării sale ca succesor interimar al lui Dej la conducerea partidului și cel al alegerii de către Congresul IX în funcția de secretar general. Astfel, un om despre care nu se știa mai nimic, aparent un outsider, reușise să înlăture concurenți mult mai cunoscuți. Secretul victoriei lui Ceaușescu a constat în viclenia cu care a știut să-și caute susținători, dar mai ales în lipsa de scrupule cu care a manipulat informațiile despre trecutul celorlalți concurenți, culese din dosarele pe care le controla în calitatea sa de șef al secției de cadre din biroul politic al partidului. Maxima vremii era dosarele vorbește, iar cine stăpânea trecutul, nu-i așa, stăpânea prezentul și viitorul. Iar acest om era la vremea respectivă Nicolae Ceaușescu. Cum a ajuns? Pentru că l-am propus eu. Ce școală a făcut, nu știu. Dar știam de la Dej că e un om muncitor și serios. Regele a murit, trăiască regele. Odată ales, Nicolae Ceaușescu
Restul pretendenților și întreaga conducere a partidului s-au închinat în fața noului stăpân. Dintr-o dată, mașina propagandei se pune în mișcare. Dintr-un quasi necunoscut, Ceaușescu devine practic peste noapte capul de afiș al ziarelor. Poza lui ieșea în evidență, iar numele era deja scris cu majuscule. Radioul și televiziunea se întreg în elogii la adresa tânărului prim secretar al partidului. Poeții și cântăreții de curte își găsesc stăpânul și subiectele adulațiilor. Politrucii și activiștii de serviciu încep să interpreteze luminoasele teze ale Congresului al IX-lea și să se înghesuie să le transpună în practică. Este perioada în care oportuniști de tot felul, de sus și până jos, caută noi protectori și dau din toate pentru ocuparea unui loc cât mai călduț în noua nomenclatură. Ce în spatele ușilor închise, favoriții puterii începeau să urzească debarcarea incomozilor, omul numărul 1 al României comuniste, la 47 de ani, era preocupat, în cel mai mare secret, de rezolvarea unei probleme personale extrem de spinoase, completarea studiilor. Preocupat să-și clădească o biografie politică solidă, Nicolae Ceaușescu se lăuda cu implicarea sa în lupta revoluționară a clasei muncitoare încă din copilărie. Din autobiografia sa omisese un singur lucru, considerat probabil neimportant față de meritele de ilegalism, și anume că toată instruirea sa se rezuma la cele 4 clase primare absolvite la școala din Scornicești. După cum o atestă foile matricole, aflate acum în arhivele statului din Slatina, singurele materii la care Nicolae Ceaușescu a avut note peste 5 au fost purtarea, sportul, cântul și caligrafia, în rest 5 pe linie. Rămâne și astăzi un mister ce s-a petrecut în clasa a 5-a, pe foaia matricolă a lui Nicolae Ceaușescu fiind trecută notița înscris în clasa a 4-a. Un lucru este cert. În 1965, când a devenit omul numărul 1 din partid și stat, Nicolae Ceaușescu absolvise doar 4 clase primare. Nici românește nu vorbea bine, pentru că dacă întâmplător trebuia să utilizeze o expresie care ar avea exista în limba românească, de multe ori o rostea greșit, adică o stâlcea. Ce nivel de instruire avea? 4 clase primare, nici nu știu dacă le termina pe toate. Lucrul ăsta era cunoscut? Era cunoscut? Știați că n-are decât 4 clase? Asta nici nu l-am întrebat dacă le are pe toate. Dar din modul cum era, cât era de instruit, mai mult decât să știe să citească, și lucrul ăsta probabil că l-a învățat mai ales în închisoare. Pentru un om atât de orgolios și ambițios cum era Nicolae Ceaușescu, situația sa școlară de om cu 4 clase era inacceptabilă. Pentru rezolvarea acestei probleme, organele au fost puse imediat în mișcare. Tot în anul 1965, în această școală din București, la vremea respectivă școala medie numărul 10, avea loc un alt eveniment istoric, de data aceasta însă mult mai discret. După ce cu doar câteva luni înainte își ținuse discursul în aplauzele și ovațiile miilor de participanți la Congresul al IX-lea al partidului, Nicolae Ceaușescu, numărul 1 în partidul și statul comunist, își lua aici, în cel mai mare secret, bacalaureatul. Fosta școală normală de fete este unul din cele mai prestigioase lăcașuri de învățământ din București. Opera marelui arhitect Ion Mincu, o bijuterie a patrimoniului arhitectonic românesc, în anii comunismului a fost denumită Zoia Cosmodemianscaia,
după numele unui personaj al literaturii realismului socialist promovate de Stalin și Jdanov. Un nume în contrast total cu valorile culturale ale neamului, înscrise pe fiecare piatră ca simbol al rădăcinilor și continuității tradițiilor școlii românești. În contrast cu veritabilele bijuterii păstrate mai bine de 100 de ani ca dovezi ale nivelului acestei școli, arhiva păstrează și dosarul activiștilor comuniști care în anul 1965 și-au luat aici bacalaureatul. Au trecut, sau mai bine zis, și-au ridicat de aici diplomele, nume sonore din panoplia comunismului românesc. Virgil Trofim, Vasile Patilineț, Iosif Banc, Florin Dănălache, Ilie Verdeț și mulți, mulți alții. Împreună cu ei, tot în noiembrie 1965, și-a luat tot aici bacalaureatul și Nicolae Ceaușescu. Conform foii matricole, Ceaușescu absolvă într-o lună toate cele 4 clase de liceu, deodată, și pe toate cu nota 10. Pentru el și restul tovarășilor promovați odată cu el, membrii plini sau supleanța ai Comitetului Central, se emisese chiar un HCM ajutător, cu numărul 923 din 1965, dublat și de niște instrucțiuni ale Ministerului Învățământului. Numai că, spre deosebire de ceilalți, dosarul lui Nicolae Ceaușescu rămâne secret. În arhivă, în dreptul numărului care corespunde diplomei sale, se consemnează laconic. Actele absolventului sunt depuse la biroul documente secrete din Ministerul Învățământului. Cu alte cuvinte, bacalaureatul noului prim secretar al Partidului Comunist Român este secret de stat. Este greu de crezut că în același an în care avusese atâtea de pregătit pentru Congresul nou, când vizitele de lucru îi ocupau deja o bună parte din timp, Ceaușescu ar fi avut și timpul necesar de școală. De altfel, încercând să aflăm amănunte de la eventualii martori ai trecerii lui Ceaușescu prin această școală, ne-am izbit de refuzul lor. Un refuz justificat de frică. Iată ce a consemnat camera din partea fostei administratoare a acestei școli, a cărei imagine nu o prezentăm din motive pe care le veți înțelege și dumneavoastră. Deci dumneavoastră știți că trec pe lângă polițiști și încă mi-e frică și în ziua de astăzi? Sau nu știți? Eu opolez la ora actuală polițiști, deși știu că nu fac acolo nimic. Deci nu v-am închis de ce au început. E cuvântul meu, dar oare că nu mi-am închis. Nu mi-aduc aminte. Deci nu l-ați văzut pe aici. N-a trecut pe aici, pe la școală. Nu l-am văzut și nu mi-aduc aminte. Și mi-ați mai spus și Verdet. Nici de Verdet eu nu mi-aduc aminte. Din acea bană, că eu o cunoșteam, că ea era și aici și veneam controle și toate. Eu o cunoșteam, că ea venea zi de zi la funcție. Credeți că Ceaușescu ar fi avut timp în 1965 să conducă și partidul și să-și dea și bacalaureatul? Ca să-l învețe, să ia cunoștințele pe care le dă bacalaureatul, asta cred că... Este evident că Ceaușescu n-a pus piciorul în această școală și că bacalaureatul celui mai iubit conducător este un fals. Un fals pentru care alți oameni ar fi suportat, desigur, rigorile aspre ale legii. Pentru că o diplomă de bacalaureat nu este doar un simplu petic de hârtie, ci un act care conferă absolventului anumite drepturi, printre care și acela de a se înscrie la o facultate. Dați-mi voie ca în închiere să adresez încă o dată întregului corp universitar din București, din întreaga țară, întregii noastre studențimi, urări de noi și noi succese în învățătură, să vă doresc, dragi tovarăși, multă sănătate și vouă, dragii mei prieteni tineri, multă fericire în toată viața voastră! Deci, după obținerea acestei diplome de bacalaureat eliberate în decembrie 1965 și semnată de universitarul Vinculescu, autor de manuale și de directoarea școlii Jana Cristu, profesor emerit, mai apoi deputată și medaliată cu diverse ordine și medalii, Nicolae Ceaușescu ar fi putut să se înscrie la examenul de admitere într-o instituție de învățământ superior. Ar fi putut, dar nu a avut nevoie să o facă,
pentru că era deja înscris la o facultate cu mult timp înainte să absolve liceul. Ceea ce pentru alții era un lucru imposibil, în fond o clasă de legalitate, era un amănunt neesențial pentru aristocrația comunistă care propovăduia o lume dreaptă în care toți oamenii să fie egali. După cum atestă carnetul studentului Nicolae Ceaușescu, acesta era înscris încă din 14 ianuarie 1965 la Institutul de Științe Economice V.I. Lenin. Nicolae Ceaușescu n-a pus niciodată piciorul într-un astfel de loc în calitate de student. De fapt, n-a trăit niciodată în viața lui grijile și emoțiile examenelor. Și totuși, la niciun an de la înscăunarea în vârful piramidei comuniste, Nicolae Ceaușescu obține o diplomă de absolvent a Facultății de Economie Generală, secția Economie Politică și Planificare. Ca o schidare la adresa celor care învață 4 sau chiar 5 ani pentru a putea obține o diplomă universitară, în mai puțin de un an de la înscrierea la facultate, primul secretar al Partidului Comunist Român obține nota 10 la examenul de stat și titlul de diplomat în economie politică. Președintele Comisiei pentru examenul de stat nu era altul decât Manea Mănescu, viitor prim-ministru și nomenclaturist de rangul 1 al Partidului Comunist Român. Din nou ne aflăm în fața unui fals grosolan. Data la care a fost susținut examenul de stat, conform diplomei pe care, din respect pentru absolvent, cineva a adăugat și de merit, este, conform celor scrise, ianuarie 1966, adică doar o lună după obținerea bacalaureatului. Și totuși, în carnetul de student al lui Nicolae Ceaușescu figurează ca dată de susținere a celor 4 examene de la stat, toate extrem de dificile, aceeași zi, 5 februarie 1966. Frizând absurdul sau supranaturalul, 4 profesori universitari îi dau în aceeași zi 4 de 10 lui Nicolae Ceaușescu la istoria economiei, economie politică, socialism științific și statistică. Să fie vorba de o simplă neglijență, de o greșeală, deloc. Este doar o excrocherie și o sfidare a puterii comuniste la adresa oamenilor cinstiți. Ciudat este că nici în arhiva Academiei de Studii Economice, în registrul de diplome, nu se găsește nicio referire la diploma lui Ceaușescu. La numărul respectiv este înscris un misterios anulat. Singura urmă a trecerii lui Nicolae Ceaușescu prin această facultate este diploma de doctor în economie. Și mai ciudat este că la Ministerul Învățământului, după 5 ani de zile, încă mai există documente secrete, la care accesul se limitează la răspunsul primit din partea unui funcționar care îți comunică laconic: am căutat și n-am găsit nimic. Trecând peste absurditatea secretelor legate de învățământ, nu putem înțelege de ce, după 5 ani, aceste lucruri mai sunt încă ascunse. Poate mai există tovarăși care se tem astăzi că ochiul curios al gazetarului ar mai descoperi și alte lucruri interesante care să le pericliteze situația actuală. În fond, Ceaușescu n-a fost singurul care a comis abuzuri. Știți cumva ca Nicolae Ceaușescu să-și fi completat studiile? Și-a completat studiile și a luat bacalaureatul? Nu, bacalaureat nu cred că și-a luat. Dar și-a luat diploma de facultate. Și-a luat? Eu nu știu. A fost absolvent al Academiei de Studii Economice. Se poate. Și-a luat, probabil, pentru că a găsit oameni care erau tot așa de stăpâni pe ei, încât atunci când li s-a spus: îmi dai diploma, i-a dat diploma. Până și diploma de absolvent a Academiei de Studii Politice Ștefan Gheorghiu este la rândul ei tot un fals. Pe acest act oficial, datele trecute sunt bramburite și evident contradictorii. Pe de o parte citim că tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmat cursurile în perioada 1962-1966 și a dat examenul de stat conform programului.
pentru ca, doar câteva rânduri mai jos, să citim că diploma a fost eliberată la 26 iunie 1964, adică cu 2 ani înaintea absolvirii școlii. 3 diplome, 3 falsuri. Să nu fi știut Ceaușescu ce face, să nu fi știut că e vorba de o ilegalitate, știa foarte bine, dar nu-i păsa. Cel care în cele 4 clase primare nu a fost în stare să obțină nicio notă peste 5 la materiile principale, odată a ajuns la putere, măcinat de complexele semidoctului, sfidează orice lege și profitând de slugărnicia oamenilor din jur, comandă diplome care să-i ascundă lipsa de educație și trece toate examenele cu nota 10 fără să dea măcar pe la școli. Ce mai conta în acest caz ordinea diplomelor? Tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcăratul patriot, titantul revoluționar, strălucitul și genialul conducător al unei mărețe opere de înălțare a patriei, a făcut ca în istoria modernă a României, congresele, conferințele naționale ale partidului să se înscrie ca veritabile repere politice, anticipând drumul devenirilor socialiste, validând tot ce s-a înfăptuit în cei peste 20 de ani, numiți cu prețuire și mândrie unanimă de toate conștiințele națiunii, epoca Nicolae Ceaușescu. Psihologic, cred că toată această treabă vine de la o anumită concepție despre viață, despre ce are de făcut în viață el. Eu cred că Ceaușescu a fost stăpânit de ideea de stăpâni. Adică omul care are ceva în el, dorește să stăpânească, să fie stăpân și face tot ce îi trece prin cap ca să fie stăpân. Nu era important să fie și instruit? De instruit mă gândeam că va putea, voi putea eu să stau de vorbă cu el și să îl ajut să citească și să vadă ce are de făcut și așa mai departe. Credeți că este vreo legătură între modul în care s-a comportat Ceaușescu, între evoluția lui politică, da, și cele 4 clase pe care le avea? Faptul că n-avea școală? Eu cred că da. Pentru că dacă primii 2 ani sau 3 de când l-am propus și de când a devenit secretar general puteam discuta cu el și să-l ajut să găsească, să vadă lucrurile, după aia ăsta a schimbat biroul politic și a băgat oamenii lui și cu ei făcea ce vrea. Ce a urmat știm. Dezastrul anilor lumină, sărăcia epocii de aur, ravagiile cultului personalității. Toate aceste drame ale poporului român își au într-un fel originea și în enorma excrocherie a diplomelor genialului conducător. Cultul lui Ceaușescu a început prin falsificarea grosolană a studiilor sale. Chiar așa, cum să reziste un semidoct cu 4 clase, viclean și orgolios, presiunii lingușerilor altor semianalfabeți împreună cu care conducea țara? Cum să nu privească cu dispreț și să nu-i marginalizeze pe veritabili specialiști acuzați, culmea, de intelectualism? Cum să nu-i se urce la cap nebunia destinului mesianic de izbăvitor al neamului când peste noapte termină cu 10 și liceul și facultatea doar pentru că ajunsese prim secretar al Partidului Comunist? Și dacă a putut să falsifice atât de ușor prezentul, ce îl putea împiedica să facă la fel cu trecutul? Mai întâi cu al său, cu falsificarea propriei biografii și apoi a întregii istorii a României, care parcă începuse odată cu geniul cu 4 clase al Carpaților. Pentru un astfel de om, paranoia operelor scrise de alții și semnate de el, elucubrațiile omagiilor
chiciul festivist al cântării României, schizofrenia vizitelor de lucru și a congreselor, demența sistematizării satelor, ritualul telegramelor de felicitare erau lucruri normale. Dar în vârful statului, acum privind înapoi, da, vi se pare normal să ajungă cineva cu 4 clase? Nu. Considerați că a fost o greșeală? Eu nu consider că a fost o greșeală, pentru că această socoteală izvora din modul de gândire al oamenilor din partid. Cu alte cuvinte, de vină nu a fost Ceaușescu, ci sistemul care i-a permis să ajungă în vârful statului. Nu Ceaușescu a fost de vină că și-a falsificat actele de studii, ci sistemul care i-a permis să o facă, adică cei care i-au semnat diplomele sau au știut de ele și ulterior și-au primit recompensa în schimbul tăcerii. Nu Ceaușescu a fost de vină pentru deșanțatul cult al personalității, ci sistemul care a permis poeților de curte să otrăvească o nație întreagă cu lăturile lor. Nu Ceaușescu era de vină că dădea indicații aberante, ci sistemul care a permis ca prin lingăii activiști care îl înconjurau, indicațiile unui neștiutor de carte să fie impuse specialiștilor din toate domeniile. Nu Ceaușescu era de vină că toate instituțiile statului ajunseseră niște unelte personale pe care le manipula după cum îi trecea prin cap, ci sistemul care spulberase democrația și subordonase un întreg aparat de stat bunului plac al unui dictator. Nu Ceaușescu era de vină pentru crimele comise de el sau din ordinele lui, ci sistemul care nu i-a pedepsit crimele și i-a iertat pe criminalii de partid. E adevărat, Ceaușescu a perfecționat sistemul. De vină a fost, de fapt, comunismul, iar Ceaușescu n-a fost decât un produs al lui. Un produs cu doar 4 clase primare.